motiv pentru care vă felicit încă o dată pentru expunere. Tind să cred că dacă parizienii ar fi participat la această prezentare, chiar și ei ar fi fost invidioși pe slujeni. M-aș aștepta ca cea mai mare parte din aceste proiecte să și fie realizate, să nu rămână doar la fază de propunere. Am ajuns să observăm că hârtia suportă orice, dar clujenii au nevoie de proiecte realizate, finalizate. Nu înțeleg de ce Clujul are ghinionul ca majoritatea proiectelor să fie câștigate de firme cu probleme, care nu pot să ducă la finalizare proiectele sau sunt finalizate cu foarte mari întârzieri. Drept urmare, dați-mi voie să mă abțin de la votul acestui proiect.